Tadam! Ia fiți atenți ce episod facem astăzi. Îi facem concurență lui domnul Preda. Însă noi nu construim ceva din metal, ci din lemn. Aici locuiesc eu. Și având niște dulăi, care acum sunt închiși și în țarcul lor, am tot timpul o problemă cu dulăii mei. Orice fel de preș iau pentru la ușă, îl mănâncă. Iar acum vreau să fac unul de lemn, pe care este al doilea de lemn pe care îl fac. În urmă cu câțiva ani am mai făcut unul și l-au mâncat și pe ăla, anul ăsta l-au dezmembrat complet. Însă la ăsta de anul ăsta îi voi face o ultimă modificare, adică o va face un prieten de-al meu care e specialist în chestii de-astea. Îi vom pune o barieră de metal pe margine. Însă eu o să fac ce e cel mai important. Că ați zis voi, domnule, tu nu faci nimic în episoadele, domnul Robert muncește, domnule, uite, o să fac eu ceva, efectiv, prin propriile puteri. Și să începem să vă arăt ce am pe aici. Am luat o legătură de lănteți din târgul de lângă Craiova. Sunt de 4 metri și au 3 grosime. Au costat 80 de lei. Asta e de la domnul Preda, împrumutată. Astea sunt capetele care le voi folosi. Ăsta e un creion cu care o să marcăm pe unde tăiem. Ca la toate BMW-urile, o punguță cu negrese. Și aici avem un pendular care l-am împrumutat de la un vecin. I-am cumpărat lamă nouă, lame, un set de lame, cu care o să tăiem. Pam, pam. Ia să vedem dacă mă pricep eu pe aici. Bineînțeles, întâi trebuie să măsurăm și pe urmă tăiem. Iarăși este un domeniu din ăsta sensibil, unde dacă tai înainte să măsori, ai un pic de probleme. Dar ce nu-mi place este că lanteții ăștia nu sunt foarte drepți și sunt chiar și un pic umezi. Bineînțeles, e o chestie de volum aici, de cubaj, nu știu cum se denumește. Pentru că nu găsești de dimensiunea care o vrei, să-i cumperi cum sunt oferiți, mai mici sau mai mari, și să te descurci cu ei, să improvizezi cumva. Bun, mă scuzați că stau cu spatele la voi, dar o să mă întorc și cu fața. Să folosim carcasa telefonului pentru a trage linie pe unde tăiem. Bă, tu ești reglată bine. Bă, chiar ai și putere. Haideți să tăiem invers, adică așa, și să-i dăm bătaie. Neașteptat de repede și neașteptat de un fel de Volkswagen, au nimerit la fix. Bun. Așa. Bun, însă noi aici trebuie să-i facem niște un sistem prin care el să se armeze aici în decupătura de la ușă. Dacă vă rădeți de ușa mea, dulăii au făcut așa pentru că au tendința să stea aici și să o roadă, să o lingă. Bun. Însă eu acum va trebui să înalț acest obiect și să facem partea cealaltă. Adică partea de jos, care o să vină unul aici. Nu? Unul aici. Și unul la capăt. Da. Bun. Și dacă îl vom ridica pe ăsta, ia să vedem cât câștigăm. Ah, nu pierdem la înălțime, suntem în grafic. Cam așa o să arate. Bun. Deci pe ăsta l-am tăiat primul la lungime. Am să tăiești pe cel de-al doilea. Pac.
Poc. Știți melodia, mă lăsai de cizmărie, mă apucai de tâmplărie. Bă, asta e bucata care ne trebuie. Da. Ia să vedem, am nimerit-o. Bă, am nimerit-o. Bun. Și în partea cealaltă, la aceeași dimensiune, ne mai trebuie încă una ca ea. Tot din bucata asta s-o tăiem. Să fim atenți să nu tăiem pe frun nod. Să vedeți ce am și de măturat pe urmă. Dar am zis să profit de zilele astea de noiembrie, care încă sunt călduțe, pentru că peste 2-3 săptămâni s-ar putea să fie frig și să nu mai pot să lucrez afară așa în haine lejere și să-ți fie totul minunat. Pe aici se privește. Deci ce este cel mai important, la fel ca în orice alt domeniu? Sculele. N-ai scule, n-ai făcut nimic. Sau mai bine zis, sculele sunt 3/4 din orice lucrare. Bun, deci pe cei doi de aici avem. Și acum ne mai trebuie unul mai mic acolo. Iar aici, partea asta, o să vină îmbrăcată în ceva metal, ca să nu mai sorți, nu mai roade. Bun. Hai că prinde conturi, deci ne mai trebuie una mică și una mai mică. Astea două vor fi, cred că, de aceeași dimensiune. Să luăm încă un lantete. Evident, n-am făcut calculele de matematice cât mi-ar trebui. Am luat o legătură, o blântez de 4 metri. Acum sper să-mi ajung. Bun. Pe tine te dăm la o parte. Și acum te măsurăm pe tine aici. Opa, hai că vii fix în trepied. Ba, așa, fix printre picioarele trepiedului. Nu e chiar ce trebuie, dar merge. Pac. Bă, cât ești de lung. Te tăiem aici. Dăm firul la o parte, că e foarte important să nu tăiem decât firul roșu, nu firul negru. Nu, nu tăiem niciun fir, aia e cel mai important. Pare rău pentru zgomot, trebuie să-ți dau microfonul puțin mai departe. Da și voi pe repede înainte bucățile astea în care tăiem. Ia să vedem dacă am măsurat bine. Ba, aproape perfect. Ia să vedem, te potrivești și aici. Aici trebuie cu 2 cm mai mic.
Deci cam așa. Deci trebuie unul mai mic decât asta. Gen atât. Pac. Pac, pac, pac. Personal mie îmi place meseria asta, tâmplărie, dulgherie, așa. Mi se pare reală. Simți cumva că faci ceva din nimic. Bine, mai ales din lemn. Acum vă dați seama că nu fac vreo piesă de mobilier sofisticat, fac un banal grătar. Mai făcut și niște cuști. Deci asta este bucata cea mică de aici. Bă, la fix, un fel de Audi. Un fel de Audi. Și asta e bucata de aici. Bun. Iar tu ești bucata care vine aici. Nu, tu deci din tine, pe tine trebuie să te tăiem de aici. Bucata asta e prima. Asta nu-mi place, trebuie să-l mai tai puțin. Ăsta l-am greșit. E un pic prea lung. Vedeți? Aici. Dar îl rezolvăm imediat. Un centimetru mai mic. Nu-l facem foarte mic. Știți voi, mărimea contează. Ba, Audi direct. Acum, însă după ce o să se usuce un pic peste câteva zile și o să fie și vopsiți, să sperăm că nu intră la apă. Și haide să-i aplicăm primele negrese, să-i dăm așa o formă și un contur. Pentru că pe urmă merge mai ușor. Mai avem doar de pus mijlocul. Atenție cu negresele să nu se împrăștie prin curte. Că e problemă. Astea sunt de 6 sau de 5. De 5 sunt. Bun. Ia să vedem. Capătul ăsta este. Pac. Se pune în două, în fiecare colț. Să mai vedeți la fiecare. În binare din asta. Bun. Prima. E cam crapă, nu sunt extraordinari lanteții ăștia, dar sper să n-ajung să fac un grilaj din fier până la urmă. Ca ultimă soluție. Văd că ține. În continuare e aliniat cum trebuie. Aici e un pic de diferență de nivel. Dar să sperăm că se aliniază. Cam așa. Hai, hai. Imaginează că intri într-o aripă de golf. Hopa. Ai nimerit strâmb? Nu. Am puține emoții, așa că fac chestia asta alături de voi, nu fac
fără să mă vadă nimeni. Da, da, trebuie să intri mai mult. Nu? Așa. Mai departe. Să vedem cât timp o să-mi ia tot episodul. A. Mai avem. Încă două. Asta au fost ieftine negresele, 10 lei o cutie. Deci, cine are nevoie, încă mai sunt lucruri ieftine în România. Bă. Hai că prinde formă. Și până acum am sacrificat 2 lanteți. Mai avem, de fapt, 1. Mai avem 6 și cu ăsta 7. A? Păi, mi-ajung oare. Depinde la ce distanță îi punem. Practic, arcan trebuie tăiați toți. Și să vedem la ce distanțe facem capetele și apoi facem mijlocul. Bun. Aoleu. Bă, Samsungule, trece aici că te murdărești. Pac. Să tăiem. Atenție la sunet. Liniște că se filmează. Nu, cum se zice, gălăgie că se taie. Bă, dar ăștia sunt uzi bine. Chiar se simt la mână uzi. Dacă a plouat zilele astea. O să mă apuc să fac chestii din alea de survival prin păduri, pe undeva ați văzut aia de fac cabane, gherete, milioane de vizualizări. Ce Volkswagen-uri pe motorină, ci acolo e baza. Bă, dar chiar l-am nimerit. Serios l-am nimerit. Pe urmă să-l probez cu greutatea mea. Nu? Uite într-un nod. Și acum. Exact. E bine. Nu stăm de detalii din astea de finețe, de cum arată, pentru că nu... Nu interesează pe nimeni cum arată. Este o chestie de practicalitate, de cum funcționează și dacă funcționează pentru ce trebuie. Ah. Nu așa. Haide. Dacă capetele astea ale mele nu sunt de calitatea
mașinăriei astea. Sunt de o calitate așa de... de duzină. Mai departe. Deci stai că se va usca la primăvară. Ca să fie vopsit. Am așa un sentiment. Bă, da, ăștia tac toți, nu latră unul, nu zice nimic. Chiar s-au camuflat. Cred că știu că e vorba despre ei. Și că e pentru ei. Vis. Visul american de lemn. Așa. Baza o avem. Acum ne trebuie restul lănteților. Care mai sunt fix patru. Adică ăștia doi și încă doi. Și înseamnă că undeva improvizăm, punem din jumătăți. Ia să vedem. Să nu facem ca aia, acum caraua la caracal. Urmă să căutăm sculele. Suntem în graficul ei. Ia să vedem. Și mai avem 3. Strâmb grav. Ești strâmb grav rău. Ia să vedem. Dacă din partea asta, da, e bine. Dar ești strâmb grav. Și ultimul, bă, la fix. Deci la fix. Chiar la fix. Să vedem dacă putem folosi chestia asta ca unitate de măsură. Pentru distanța dintre ei. Fac. Ba, chiar da. Mai că dacă nu sunt drepți. Problema era asta, asta e cel mai căpia dintre ei și o să ne dea de lucru. Dar îl păcălim, nu o să-l punem aici pe zona de rezistență, o să-l punem mai spre ușă. Că pui un picior aici, al doilea picior îl pui aici. Și aici nu pui piciorul. Hai să ne apucăm să tăiem unul câte unul și să prindem unul câte unul. L-a tăiat cu tine. Scuzați zgomotul, dar durează câteva secunde.
și partea de fixare. 2 aici, 2 cu mine. Bizar. Așa. Și în partea cealaltă. Doamne, nu, nu cu voi. Nu cu voi trebuie măsurat, ci cu voi. Așa. Asta a fost. Bun. Următorul. Următorul ai fi tu. Pac. O dată. Și pac a doua oară. Bine că nu s-au construit piramidele de lemn. Mai bine m-am apucat să pun roțile de iarnă. Ce mă, te trezi și tu lătrând? Bine. Și aici e tot bine. Oho. Deci scândurile astea din aceeași legătură. Însă sunt mai groase, unele mai subțiri, mai consistente. Ia să vă dau mai aproape, să vedeți și voi ce se întâmplă pe aici. Ceva de genul ăsta, așa. Cam așa. Mai schimbăm puțin perspectiva.
numai că prinde contur. Să cred că am măsurat greșit, nu? N-are cum. Spune că undeva o să ne rămână mai puțin sau mai mult. Da, e doar un detaliu. Chestiile astea sunt ca pasatul, contează să funcționeze. Și cum funcționează, nu cum arată. Sperăm că nu rămânem fără negrese. Sunt 100 totuși. În punga asta. Dar cred că sunt cea mai ieftină piesă care poate fi folosită într-o grămadă de domenii, inclusiv în cel auto. Ia să nu-l punem și pe al doilea până nu măsurăm și în partea asta, că stau impresia că și el e un pic strâmbă. E bine. A, mai trebuie și la mijloc. Oho, cred că terminăm negresele. Că am uitat să pun și la mijloc. De fapt n-am uitat, n-am ajuns încă acolo. Facem capetele momentan. La mijloc punem doar câte unul. Ce nu-mi place e că se crapă un pic. Lanteții ăștia au tendința să se crape. Și nu e bine. Aha. Bă, dar n-arată deloc rău. Arată țeapul așa. Solid. Oh. Chiar ține. Mă ține pe mine, adică. Mai departe. Sunt bucata aia acolo. Pentru măsurat acolo și bucata asta aici. Pentru măsurat aici. Bun. O dată. De două ori. Tăiem. Și continuăm. Foarte bune sculele. 3 sferturi din orice lucrare. Chiar 90%. Restul e talent și pricepere. Bă, nu aici. Hai că e bine. Bine sta în cadrare. Fără să măsuri. E ceva.
Bă, chiar este super. Super. Rămâne la strâmbă ultimul. Are cum îl păcălim. Dar în rest vedem când îl vopsim. Bine că ai căzut. Iarăși tăiem. Bă, unde ți-am făcut semn? Acolo. Aici și aici. Să amenezi aici și acolo. Așa. Restul le arunc pe la poartă. Restul negreselor. Și închem niște prieteni pe la mine. Toți cu mașini, ca lume. Gen run flat, chestii de astea. Și am ajuns la ultimul. Ia să vedem. Aha. Deci e un pic aici. Dar asta e la strâmb. Și cred că face așa un pic de burtă. Da. E abia vizibilă. Într-adevăr e un pic mai mică diferența față de ultimul, dar este abia vizibilă și nu îi dă nimeni importanță. Să tăiem și pe ăsta și gata. Bă. Aici așa. Și aici e așa. Da. E o diferență de o jumătate de centimetru, chiar sub o jumătate de centimetru. Se permit toleranțele astea. E un fel de... Ce mașină are toleranțele astea permise la lufturile de caroserie?
pam, pa, vis. Ia uite-te, uite. Ce mai? Mai avem ăla la mijloc. Ulelei, un sfert de oră, 3 sferturi de oră de film, mult. Mult prea mult. Ia să-mi ziceți. Cum vi se pare? Hai să-i băgăm și ultimile negrese și să ne luăm la revedere. Nu mai stați cu mine să fac și curățenie, să strâng și scurele. Da, cred că am făcut treaba destul de bună. Iar marginea asta și lătetele astea vreau să le îmbrac în ceva de metal, să nu le mai poată roade. Teoretic vreau. Practic, să vedem. Nu vreau să faci chestia asta. Chiar nu vreau să te umfli jos. În ce? Intri tu de... Asta a fost așa. Bravo! Încă unul aici. Cei drept au mai rămas negres. Aici e un nod exact în mijloc. Ce să mai, asta a fost. Ar trebui să-l și probăm cu dulăii respectivi. Dar sunt multe chestii pe aici care trebuie strânse înainte să le dau lor drumul. Așa că mai stăm puțin, mai ales zbor mașina lui domnul Preda, să nu se atingă de ea, că mă știe Sfântul Volkswagen cu el. O să îi fac o poză când va fi vopsit și o să o pun pe comunitate, să o vedeți. Ne vedem cu bine noi și noi episoade. Bye, bye!